Evenimentul de astăzi are menirea de a prezenta rezultatele proiectului și de a facilita discuții despre managementul calității totale. Mulțumesc pentru prezența astăzi managementului conducerii primăriei. Mulțumesc domnului primar, doamnei viceprimar, în calitate de responsabil CAF, domnului secretar general, în calitate de reprezentant al managementului calității, doamnei City Manager, mulțumesc partenerului de proiect, domnului Bărbilă, reprezentant al Fundației Terra Millennium 3, mulțumesc domnului Lonea, care este director al Societății Române de Asigurare a Calității, organismul de certificare ISU. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență, mulțumesc și primarilor din zona Romania Metropolitan, care sunt prezenți, și mass mediei locale. Ca să trecem direct la subiect, cuvântul de deschidere al conferinței aparține domnului primar Lucian Ovidiu. Bună ziua tuturor, vă spun și eu, mulțumesc pentru faptul că ați răspuns pozitiv invitației noastre, domnilor primari din zona romană metropolitan, domnule director, domnule partener de încredere al primăriei municipiului Roman, împreună am realizat lucruri frumoase și sunt convins că vom realiza și în continuare. Da, Primăria Municipiului Roman manifestă o preocupare pentru o perfecționare continuă a serviciilor pe care le oferă cetățenilor Municipiului Roman. Este un deziderat al nostru acela de a ne perfecționa și de a crește calitatea serviciilor publice pe care noi le oferim. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au fost implicați în proiect, începând de la colegii mei care s-au ocupat de implementarea acestui proiect și până la fiecare dintre colegii mei care au fost parte ai acestui proiect și pentru faptul că am înțeles cu toții că trebuie să îmbunătățim în permanență serviciile pe care noi le oferim cetățenilor. Primăria Municipiului Roman a pornit pe un drum irreversibil al performanței și a creșterii capacității administrative. Am aplicat cu succes, spun eu, cel puțin într-unul din cele două proiecte cu finanțare europeană pe creșterea capacității administrative și iată-ne cu unul dintre ele. Am ajuns la final, așteptăm și implementarea celui de-al doilea, care înseamnă digitalizarea activității din Primăria Municipiului Roman și implicit modernizarea sistemelor de livrare a serviciilor către cetățeni. Spun eu că municipiul Roman se află pe un nivel destul de ridicat din punctul de vedere al capacității administrative, alături de municipii de top din România, multe dintre ele reședință de județ și acest lucru nu face decât să ne bucure că reușim să ne orientăm ca și organizație către îmbunătățirea sistemelor noastre prin realizarea acestui cadru de operațiuni prin care să avem niște obiective foarte clare în livrarea serviciilor către cetățenii municipiului Roman și, bineînțeles, niște proceduri de lucru care să ne ajute și pe noi ca și reprezentanții primării și, bineînțeles, mai ales pe dumneavoastră, cei care lucrați în administrația publică, în desfășurarea activității curente. Încă o dată vreau să le mulțumesc colegilor mei care s-au ocupat de implementarea acestui proiect și aducerea lui la bun sfârșit. Și sunt convins că această dorință a municipiului Roman de a se perfecționa în continuu va persista. Vom mai avea, cu siguranță, proiecte și sunt convins că această relație de parteneriat între Primăria Municipiului Roman și Fundația Terra va continua și, de asemenea, și în ceea ce privește implementarea și ulterior verificarea din punct de vedere al sistemului de certificare, lucrurile vor evolua tot în direcția în
care vom colabora și în momentul în care dumneavoastră veți veni la verificările ulterioare, sunt convins că veți întâlni aceeași organizație deschisă către modernizare și către implementarea unor servicii de calitate pentru cetățeni. Mulțumesc! În cele ce urmează voi trece la o prezentare sintetică a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului. Beneficiarul proiectului este UAT Municipiul Roman, proiectul fiind implementat în parteneriat cu Fundația Terra Mileniul 3. Sursa de finanțare, Fondul Social European, prin programul operațional Capacitate Administrativă, axa prioritară 2. Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni, valoarea totală a proiectului fiind de 417.610.47 lei. Obiectivul general al proiectului, creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea personalului în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari. Obiectivele specifice. Primul obiectiv, introducerea cadrului de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice, pe scurt CAF, la nivelul administrației Municipiului Roman, ca instrument utilizat pentru managementul total al calității. Al doilea obiectiv specific, reproiectarea și recertificarea sistemului de management al calității conform noilor cerințe ale standardului ISO 9001-2015. Al treilea obiectiv specific, formarea 50 de persoane de la nivelul administrației Municipiului Roman în vederea creșterii nivelului de cunoștințe și de abilități necesare pentru utilizarea și optimizarea proceselor din perspectiva unei orientări către beneficiari. Pe scurt, am să enumăr și activitățile care s-au derulat. Activitatea numărul 1, introducerea CAF ca instrument de autoevaluare la nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman. Activitatea numărul 2, pregătirea și realizarea tranziției de la ISO 9001-2008 la ISO 9001-2015. Activitatea numărul 3, îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din aparatul de specialitate al primarului. Și activitatea numărul 4, ca în orice proiect cu finanțare europeană, managementul proiectului, prin care s-a asigurat derularea procedurilor de achiziție, monitorizarea activității, managementul riscurilor, rambursarea cheltuielilor și așa mai departe. Trecem acum la rezultatele atinse ale proiectului. În primul rând, Municipiul Roman a obținut certificare ISO 9001-2015 și dreptul de utilizare a mărcilor SRAC ISO 9001-2015 și AIPNET ca o carte de vizită pentru parteneri național și internațional și o garanție pentru modul eficient și eficace de desfășurare a activității la nivelul instituției. În vederea recertificării, a fost un drum lung, în vederea recertificării, întreaga documentație SMC de la nivelul municipiului a fost revizuită conform standardului ISO 9001-2015, pornind de la declarația de politică SMC, harta proceselor, matricea responsabilităților și până la listele de activități, documentarea centralizată a părților interesate, sistemul de obiective și indicatori de la nivelul instituției, riscurile, procedurile de sistem, procedurile operaționale, și așa mai departe. Pe lângă auditul intern care s-a desfășurat la nivelul instituției, s-a desfășurat și un audit extern, în urma căruia s-a dovedit că sistemul este conform ISO 9001-2015. Trecem la al doilea rezultat. La nivelul aparatului administrativ al Municipiului Roman a fost introdus CAF ca instrument de autoevaluare. Și ceva mai târziu, domnul Avian Bădilă ne va spune care sunt avantajele implementării unui asemenea instrument de management al calității. CAF, care este parte componentă a pachetului de instrumente utilizat la managementul total al calității. Planul de acțiune de îmbunătățire CAF, realizat pentru următorii 2 ani, elaborat în cadrul proiectului, este asumat de conducerea Municipiului Roman și vizează îmbunătățirea activității în 5 domenii prioritare. Managementul organizației și procesele de activitate, elaborarea și implementarea strategiilor, managementul resurselor umane, parteneriatele externe, infrastructura. În cadrul proiectului s-au organizat și schimburi de experiență cu municipiul Oradea, cu instituția prefectului județului Bihor, cu Eco Bihor, pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța utilizării instrumentelor de management al performanței și calității în administrația publică. S-au produs schimburi de idei și s-a creat o rețea de
persoane cu interese comune. Al treilea rezultat, vorbim de sesiunile de formare profesională și îndrumare metodologică, ISO și CAF. 54 de angajați au fost instruiți pe teme specifice legate de fundamentarea, elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea deciziilor la nivelul administrației publice locale, pornind de la rezultatele oferite de instrumentele utilizate pentru managementul calității. De asemenea, două persoane au fost certificate ca auditori interni în domeniul calității, iar o persoană a fost certificată ca manager de calitate. Ca o concluzie, activitățile desfășurate în cadrul proiectului au contribuit la dezvoltarea instrumentelor de management al performanței și calității în administrația publică, creșterea eficienței și eficacității proceselor din cadrul instituției și creșterea încrederii și satisfacției părților interesate. Aici ne referim la cetățeni, mediul de afaceri, ONG-uri și așa mai departe. Cei interesați pot afla mai multe detalii despre proiect, despre etapele derulării și despre rezultate pe site-ul instituției la adresa www.primariaroman.ro. Vă mulțumesc pentru atenție. Cam aceasta a fost pe scurt prezentarea proiectului. Trecem mai departe cu agenda evenimentului și despre sistemul de management al calității, certificat conform ISO 9001-2015, ne va vorbi domnul Daniel Lolea, care este director al Societății Române de Asigurare a Calității. Mulțumesc frumos, domnul primar, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitație. Am deosebită plăcere să particip astăzi la finalizarea unei etape foarte importante, la care dumneavoastră ați luat parte și ați muncit, cred, fiecare angajat, începând cu managementul de vârf până la ultimul angajat din cadrul primăriei Municipiului Roman. Recertificarea sistemului de management al calității, pentru că dumneavoastră, așa cum a spus mai devreme și domnul Neagu, ați avut o certificare pentru standardul anterior ISO 9001-2008, a fost o etapă importantă și este pentru a vă pune, să spunem, toate procedurile și toate, să spunem, fișele de post, instrucțiuni de lucru în conformitate cu noile cerințe ale standardului ISO 9001-2015. Activitatea de audit s-a desfășurat la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Au fost trei auditori din partea organismului de certificare SRAC-CERT. Domnul Pârvu Marius Dan, doamna Ilie Magdalena și doamna Iorga Carmen. În urma auditului și în urma analizei în comitetul tehnic al organismului de certificare SRAC-CERT, s-a decis că raportul de audit a îndeplinit toate cerințele procedurilor noastre de certificare și a trecut în evidență absolut toate activitățile pentru care dumneavoastră v-ați definit sistemul de management al calității. Și o să le citesc pe scurt, este vorba de servicii și activități de administrare publică locală, servicii și activități de stare civilă, servicii și activități de evidență a persoanelor, servicii și activități de poliție locală și servicii și activități de biblioteconomie. În urma raportului de audit nu au fost depistate neconformități de niciun fel, neconformități majore sau minore care ar fi putut, să spunem, împiedica certificarea sistemului de management, ci doar domenii de îmbunătățire, domenii de îmbunătățire care vor fi implementate în următoarea perioadă de 11 luni până la prima supraveghere care este stabilită conform contractului de certificare cu organismul de certificare SRAC-CERT. În urma concluziilor echipei de audit s-a dovedit că au fost de toate procesele sistemului de management aplicate în întreaga organizație au fost implementate și au fost documentate cu cerințele noului sistem de management ISO 9001-2015. Funcțiile de conducere sau de coordonare sunt implicate direct și concret în procesul de implementare, menținere și îmbunătățire a sistemului de management în scopul
îmbunătățirii continue a sistemului de management și creșterea performanței generale. Întregul personal a fost conștientizat cu privire la necesitatea aplicării unui sistem de management și la avantajele aduse de certificarea acestuia, atât pentru organizație cât și pentru fiecare angajat și implicit pentru beneficiarii reali ai unui sistem de management al calității. Conducerea a asigurat toate resursele necesare funcționării în condiții de eficacitate a sistemului de management, a asigurat un mediu corespunzător pentru operarea proceselor și este preocupată pentru respectarea partenerilor de afaceri, comunității și chiar a propriilor angajați. Sistemul de management este aplicat de organizație, este descris conform cerințelor standardului ISO 9001/2015, este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activităților desfășurate de organizație. Capacitatea sistemului de management satisface cerințele aplicabile și este implementat pentru a obține rezultatele așteptate și procesele au fost analizate atât în auditul intern cât și în analizele de management. În urma acestor constatări făcute de către echipa de audit și de comitetul nostru tehnic, am deosebită plăcere să înmânez certificatul de conformitate cu standardul ISO 9001/2015, valabil pentru următorii 3 ani, timp în care în fiecare an va avea loc un audit de supraveghere, care să confirme că tot ceea ce s-a văzut la auditul de recertificare se menține și, așa cum spunea și domnul primar, se îmbunătățește continuu. Dați-mi voie să vă felicit și să vă urez mult, mult succes și beneficiarii reali să aibă numai cuvinte de laudă, vorbim de cetățenii, cei care vor vedea până la urmă niște servicii de calitate conforme cu singurul standard internațional din lume, ISO 9001/2015. Și pe lângă certificatul SRAC este și certificatul internațional IQNET. IQNET fiind cea mai mare rețea de organisme de certificări din lume. Peste 35% din certificările mondiale sunt date de această rețea, iar președintele acestei rețele este directorul nostru executiv, domnul Stoichițoiu. Așa că, spunem noi, o să fie pentru dumneavoastră un real succes această certificare. Mulțumesc și mult succes! Mulțumim! Încă o dată felicitări colegilor și celor care au implementat proiectul, dar și voi ceilalți care ați fost parte al acestui proiect. Mulțumim! Aici aveți și mapa cu toate mărcile. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Continuăm programul evenimentului. Despre management performant în administrația publică ne va vorbi în cele ce urmează domnul Adrian Bădilă, expert CAF, reprezentantul Fundației Intera Mileniul 3, formator și consultant internațional, fost director al Institutului Național de Administrație, secretar de stat în Ministerul pentru Consultare și Dialog Civic. Și mă opresc aici, dumnealui ne va prezenta și avantajele implementării instrumentului CAF. Să știi că mi-am schimbat discursul față de ce față de regie. Deci acum văd că sunteți marcați, aveți deja certificare. Discuția, să-ți dați seama, a fost că se ducea puțin pe partea tehnică. Eu o să insist mai mult exact pe filozofia pe care a încheiat colegul nostru, că până la urmă discuția este despre oameni și despre comunitate. Pe cetățean îl interesează așa, uite că avem ISO 9001 din 2015, avem proceduri, avem CAF implementat, avem planuri. Pe cetățean și comunitatea interesează calitatea serviciilor, da? Interesează mai puțin că ne-am întâlnit astăzi, că ne-am întâlnit ieri, că ne-am întâlnit
și am tot discutat și ne-am pus mintea la contribuție, interesează rezultatele din viața, din viața reală. S-a demonstrat însă că rezultate bune în viața reală nu se pot obține dacă nu folosim și niște instrumente, cum e instrumentul ISO, mi-aduc eu aminte de vreo 70 de ani. Da? A fost validat de proba timpului peste tot în lume. Deci nu discutăm de instrumente care să le testăm. E un mod de abordare foarte important într-o societate în care de multe ori avem senzația că putem fi spontani, putem fi lideri născuți, ocup un post, dacă se poate, cât mai înalt, că mă descurc, vedem noi despre ce e vorba. Nu am un limbaj comun cu proprii subalterni, pentru că proprii subalterni, fiind funcționari de carieră, de-a lungul timpului am început să înțeleagă importanța procedurilor. Lasă-vă cu procedura, tu faci ce spun eu. Și vedem rezultatele când vedem și statisticile unde suntem la nivelul statelor mele. Cu colegii din primăria Roman am avut onoarea și plăcerea să începem o colaborare instituțională încă din 2015 într-un proiect Orașe Verzi, Regiune Verzi. O colaborare de succes. S-a creat acea încredere, că fără încredere nimic nu se mișcă ca lumea. Și am reușit în parteneriat cu primăria să implementăm și acest proiect. Pe undeva am un regret că uite că se termină. Partea bună este că mai avem încă un proiect în derulare în care avem sprijinul primăriei, Romanul prețuiește mâncarea. Și sperăm, așa cum spunea și domnul primar, că viitorul sună bine și noi, pe lângă primărie, să vedem ce putem construi împreună. Deci procedurile sunt absolut esențiale, dar până la urmă resursele umane sunt baza. Și resursele umane sunt baza peste tot în lume. Poți să ai o mulțime de proceduri, dacă numărul 1 sau numărul 2 nu înțeleg importanța, rămân undeva. Vă pot da un exemplu care m-a marcat destul de mult. Am lucrat la un cap pentru o primărie de municipiu. Planul pe 2 ani de implementare CAF cu dispoziția primarului în octombrie anul trecut. Și primesc acum vreo 3 săptămâni un telefon de la domnul viceprimar că au venit ăia de la POCA cu proiectul și că nu mai găsesc planul, dacă să le trimit plan. Se întâmplă în lumea reală. Deci până la urmă pot să am procedurile, am lucrat foarte bine cu oamenii din subordine, adică chiar, dar dacă n-ai sprijinul de la nivel de vârf, mai greu. Încep oamenii să lucreze aproape în semiclandestinitate ca să asigure performanță. Nu e cazul la Roman, evident, dar voiam să punctez acest lucru pentru că leadership este absolut esențial în orice instituție. Omul sfințește locul, omul distruge locul. Adică, aici am găsit într-adevăr o echipă de oameni profesioniști, oameni inimoși și mai făceam eu glumițe și cu Titi, cu o oră înainte de începerea conferinței, era emoționat. Zic, băi, am fost afară, am fumat și n-am transpirat. Și ce ești transpirat? Emoția asta contează foarte mult. De ce? Pentru că înseamnă că contează, că te interesează ce faci. Nu mai fac comentarii despre răspuns. Binecunoscutul responsabil CAF, doamna viceprimar, care pare numai suflet așa, dar e în spate, un profesionalism și o consecvență demnă de admirat. Profit că s-a mers într-un ritm mai rapid decât programul, așa că vă spun de la început, mai am încă 2 ore și 3 sferturi de vorbit. E acceptabil, mulțumesc. Deci un termen rezonabil. Ce voiam eu să mai punctez? Pe lângă partea, să zic, tehnică, la finalul acestui proces de autoevaluare CAF,
primăria are un plan pe 2 ani de zile, cu vreo, nu mai știu, 90 ceva de măsuri, dacă mi-aduc bine aminte, prin care, conform proiectului, am făcut și o monitorizare pe una din activități, e vorba de acea bugetare participativă, iarăși un exemplu de succes. Dar planul în sine nu contează dacă nu va fi implementat punct cu punct, dacă nu va fi monitorizat și dacă nu discutăm de o îmbunătățire continuă. La fel de important este reacția din viața reală, din comunitate și, nu în ultimul rând, importanța, și mă bucur că sunt foarte mulți colegi din media prezenți în această sală, și mesajul meu către colegii din presă este, da, toate bune și frumoase, dar vă rog eu frumos, fiți cu ochii pe ei, monitorizați-i, pentru că ține de natura umană să ai nevoie de cineva care din când în când să te mai tragă de mânecă, chiar dacă critica poate nu e întotdeauna plăcută. Dar e nevoie de critică. Și aici vă pot da un exemplu, Finlanda, care în ultimii 12 ani de zile, în marea majoritate a anilor, a fost numărul 1 și este în continuare numărul 1 la nivel mondial în ceea ce privește calitatea administrației publice. Sunt cei mai tari pe administrația publică, vorbind de management, performanță și de standard. Și în Finlanda, spre exemplu, acum 3 ani sau 4 ani, Finlanda a fost pe locul 4 la numărul de petiții din partea cetățenilor. Și vine întrebarea, acum, calitate foarte bună și petiții multe, că la noi, domnule, noi n-am avut reclamații, n-am avut petiții, mesajul este că totul e perfect. Nu, e un semn de întrebare. Deci cetățeanul primește servicii de calitate și dorește, în mod firesc, servicii de o calitate și mai bună și fac presiuni în acest sens. Iar mass media este un mijloc foarte important de a lucra, a face administrația să lucreze sub lupă. Și e normal și firesc să cer mai mult. Așa cum domnul primar cere mai mult din partea colegilor, cum cineva la București cere mai mult din partea administrației publice locale, cum mass media cere mai mult pentru comunitate, deci e normal și firesc să se întâmple așa. În concluzie, oamenii contează, doi la mână, principiul de bază al managementului calității cu fața spre clienți, cetățenii sunt clienții noștri și trebuie tratați ca atare. Importanța procedurilor, regulamentelor și o abordare integrată, pentru că o abordare integrată înseamnă și regulament de funcționare, înseamnă și organigramă, înseamnă și ISO 9001, poate să însemne și ISO 37001 pe partea de anticorupție, spre exemplu, înseamnă și CAF, înseamnă și GDPR-ul cu accesul la date cu caracter personal. Aveți dumneavoastră și cod de conduită, înseamnă, da? Problema este de o abordare integrată astfel încât să nu apară dublări și astfel încât să fim eficienți și eficaci. Eficienți cu resurse minime, rezultate maxime și eficace, să nu uităm care sunt obiectivele de bază, creșterea calității cetățenilor și a comunității, pentru că marele avantaj într-o comunitate de acest gen, într-o primărie, este că fiecare dintre dumneavoastră aveți un caracter dual, ca să zic așa. Aici sunteți primar, funcționar public, când ați ieșit, rămâneți și primar, dar aveți familie, sunteți cetățeni și sunteți direct interesați de calitatea vieții, în care administrația publică are un rol absolut, absolut esențial. Cât mai am? Un minut. În concluzie, au fost mulțumirile de început. A subliniat și eu
plăcerea și onoarea pe care am avut-o să colaborăm în acest, în acest proiect. Iar pentru, și pentru cei din primărie și în general pentru comunitate, credeți-mă, am lucrat cu foarte multe primării, cu ministere, cu, la toate nivelele. Sunteți la un nivel foarte bun. Mai aveți, iarăși, să mai învățați să vă vindeți marfa cu mai mare succes, adică să evidențiați, să reușiți. Sunteți ușor cam modești, din punctul meu de vedere. E o părere personală, subiectivă, ținând cont că e o boală generală în administrația publică de a nu ști să-și vândă marfa. Se întâmplă o mulțime de lucruri. Credeți-mă, în străinătate se valorifică fiecare tip de activitate, relația cu cetățenii, relația cu, cu mass media. Mai este încă o reținere. Sperăm să trecem și peste, și peste asta. Dacă ajung eu să vorbesc cel mai mult când avem aici oameni care au muncit un an, un an de zile, nu e regulă, vă spun eu. Adică, pe viitor, evidențiați mai bine ceea ce, ceea ce faceți, pentru că faceți foarte multe lucruri, foarte multe lucruri importante. Deci presa cu ochii pe voi, ca să nu lăsați garda jos, da? Colegii din, colegii din primărie, au, mulți dintre dumneavoastră ați fost prinși în mod direct în procesul de autoevaluare și e normal și firesc să vedeți și să participați în mod direct la implementarea planului, că de fapt măsurile au venit de la dumneavoastră, propunerile au venit de la dumneavoastră. Cu ISO 9001-2015 aici aveți an de an din colegii care mai cu privirea din, din afară să vadă, să vadă ce se întâmplă și mai vedeți și la alegeri ce mai faceți. Eu vă urez succes și vă mulțumesc din suflet. Vreau să mai punctez apropo de ce spunea dumneavoastră de Finlanda. Da, știam despre Finlanda că are unul din cele mai bune sisteme de administrație publică locală. Tocmai de aceea, împreună cu alți 15 colegi primari de municipii din România, vom face o vizită de lucru la, de la jumătatea lunii septembrie în, în trei țări nordice și una dintre ele este vizată și, și Finlanda. Și sperăm să venim cu sisteme care să îmbunătățească sistemul de administrație publică din Roman. La fel cum am venit și, din, și în urma vizitei din Estonia și am aplicat pentru celălalt proiect POCA, digitalizarea și pentru serviciile publice din cadrul primăriei municipiului Roman. Concluziile fiind trase deja, mai menționez și eu faptul că rezultatele acestui proiect vor fi coroborate cu celălalt proiect cu finanțare europeană, administrație electronică la nivelul municipiului Roman, beneficii directe pentru cetățeni, e vorba de reducere a procedurilor, simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și măsuri care vor viza partea digitală, partea de lucru și de oferire a serviciilor publice, atât back office cât și front office. Mulțumesc tuturor pentru participare. Aici se încheie evenimentul de astăzi de informare.